Gătesc din piață, așa se numește noul proiect al reprezentanților pieței agroalimentare din Făgăraș. Practic se va găti în piața agroalimentară. Un grup de tineri bucătari din Făgăraș și Victoria se vor instala și vor găti cu produse cumpărate chiar de acolo. În rolul degustătorilor vor fi chiar făgărășenii pofticioși. Sunt niște prieteni de-ai mei din Făgăraș pe care i-am rugat să facă acest lucru pentru a promova producătorii și comercianții din piață și a conștientiza și a le spune tuturor că putem găti cu produse din piață, cu toate că suntem la început de sezon. Vor găti legume și pește, surprizele vor fi din partea lor, eu nu știu foarte multe ce vor face. Va fi o degustare de vinuri și brânzeturi cu produse care se găsesc în piața Făgăraș. Așadar, făgărășenii sunt așteptați miercuri 24 aprilie și joi 25 aprilie în piața agroalimentară, unde câțiva tineri inimoși, bucătari, profesioniști și amatori vor pregăti mâncăruri inedite din legume și pește. Scopul acestei acțiuni este promovarea produselor din piață de la producători și comercianți.